Ferrari FF, însemnând Ferrari 4, pentru 4 locuri și tracțiune integrală, este un Grand Tourer prezentat de Ferrari la 1 martie 2011 cu ocazia salonului auto de la Geneva, ca succesor la 612 Scaietti. La momentul apariției sale, Ferrari spunea că este cel mai rapid automobil cu 4 locuri din lume. La momentul dezvăluirii sale, a avut cel mai mare motor Ferrari produs vreodată, un 6,3 litri V12 aspirat natural, care producea 660 de cai putere la 8.000 de rotații pe minut și 683 Nm la 6.000 de rotații pe minut. Noul sistem de tracțiune integrală, proiectat și patentat de Ferrari, se numește 4RM. Este cu aproximativ 50% mai ușor decât un sistem convențional de și oferă puterea inteligentă pentru fiecare dintre cele 4 roți. Funcționează numai atunci când cadrul manetino de pe volan este în poziția confort sau zăpadă, lăsând mașina cel mai adesea în structura tradițională a roților spate. La interior, luxul este elementul principal, iar utilizarea pielii este incorporată în întregime, la fel ca și la predecesorii săi. Când scaunele din spate se pliază, Ferrari FF oferă o capacitate de încărcare cuprinsă între 450 și 800 de litri. Bună ziua, dragi șoferi! Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi avem noul Ferrari FF. Prima mașină 4x4 a italienilor de la Ferrari. La momentul apariției sale, mașina asta a creat un șoc în industria supercarurilor. A fost, cum spuneam, primul Ferrari 4x4 cu care te puteai duce și la munte, și la mare, la pescuit, și eu știu. Mașina este de altfel și primul Ferrari cu 4 locuri. Este o mașină, putem spune, de familie. Mașina vine cu un motor de 6,3 litri V12, da, binecunoscutelor motoare V12 aspirate natural, și dezvoltă undeva în jur la 650 de cai putere. Sigur că mașina este un monstru. La momentul lansării sale, mașina a fost cea mai rapidă mașină de 4 locuri din lume. Bineînțeles, interiorul nu poate să fie altfel decât unul exclusivist. Piele de cea mai bună calitate, tot bordul îmbrăcat în piele. Comenzi pe volan, absolut tot ce se întâmplă cu mașina se află pe acest volan, inclusiv semnalizări. Da? Avem aici acest manetino, se numește. Noi acum suntem în modul sport, în care setăm modul de conducere al mașinii. Noi, cum spuneam, acum suntem în sport. Evacuarea pe această mașină este una schimbată și o să auziți despre ce vorbesc. Da. Este o mașină destul de docilă. Ai putea să mergi cu ea, cred că, zi de zi în oraș, fără nicio problemă. Ce mă uitam aici, un lucru interesant la celor de la Ferrari, nu știu dacă știați, dar cei de la Ferrari nu declară și nu scrie aici un consum al mașinii. Probabil că se gândesc, dacă ai bani de Ferrari, nu cred că te interesează atât de mult consumul mașinii. Oricum, din ce am citit și eu, din ce au mai spus și alți proprietari, nu este chiar un consum exagerat de mare la acest motor, toate că ne-am fi așteptat. Mașina, de altfel, în portbagaj se află o plăcuță în care sunt scrise toate opțiunile bifate la achiziționarea mașinii. Absolut tot ce s-a cumpărat nou, opțiune, s-a bifat, fiecare detaliu este scris în această pancartă. În funcție de aceste dotări, prețul mașinii crește. Este puțin peste mână cu semnalizările pe volan, butoane și nu manete fizice, da, cum se noi obișnuiți, dar încet cel mă acomodez. Volanul, după cum vedeți, este cu carbon. Aici ne scrie când să schimbăm treptele de viteză, ne arată, da? La maxim roșu trebuie să schimbi treapta. În caz de tu nu o faci din padele,
la un moment dat va schimba singură. Un lucru care era foarte interesant la mașina asta este că cutia de pe Ferrari FF este o cutie de F1. O cutie de pe vremea, de acum câțiva ani, de pe mașină de Formula 1. Practic, ca să punem mașina în treapta întâi, dăm o dată de clapetă, da, în sus. Să o punem pe neutru, tragem de amândouă în același timp, mașina este pe N. Și rest, mașina se controlează doar din clapete, sus sau jos. Și jos aici avem butonul de marșalier și launch control. După părerea mea, Ferrari FF este o mașină care îmbină perfect atât luxul, cât și sportivitatea absolută. Încă un lucru interesant este în dreapta, avem un display pentru pasager în care scrie rotațiile pe minut ale motorului, viteza maximă, viteza cu care rulează mașina și treapta în care te afli. Cred că ar trebui să știi când te afli într-un Ferrari ce, în ce treaptă ești și ce viteză ai. Da, în rest mașina, uite, acum suntem, mergem destul de încet. Mașina este în treapta 4-a, deci cutia nu dă semne că ar fi prea, prea brutală. Wow. Wow. Da, am puține emoții cu mașina. Cum am spus, este o mașină destul de scumpă. Încântător de V12. Oricât s-a chinuit să scoată cai din motoarele astea turbo. N-ai cum. Motorul aspirat V12 va rămâne motorul aspirat V12. De cap. Mașina. Acesta a fost filmarea noastră cu Ferrari FF. Mulțumim încă o dată proprietarului pentru că ne-a pus la dispoziție încă o dată o mașină de-a dânsului. Sper că v-a plăcut. Este o mașină interesantă. Este pentru prima oară când cineva de la mine din țară face un review cu astfel de mașină. Nu uitați să vă abonați la canal, pentru că doar așa vom putea să aducem mașini din ce în ce mai rare, din ce în ce mai exclusiviste. Chiar luna viitoare este posibil să plec undeva în afara țării pentru a filma încă un hypercar. Dar asta doar cu ajutorul vostru. Vă mulțumesc și până data viitoare, la revedere!